Există tradiția în unele mănăstiri din țară ca primele 3 zile din postul mare să fie zile cu post ceva mai aspru, mai intens, mai sever. Există chiar părinți care nu mănâncă nimic până de duminică seară, până miercuri la prânz. Undeva pe luni seară, dar mai ales marți seară, vede părintele stareț că parte din părinți nu mai sunt prin biserică. Nici pe afară, pentru că mai sunt ascultări și în primele zile din postul mare. Și când întreabă, cercetându-i ce s-a întâmplat, păi că nu mai pot ieși din chilie pentru că se simt rău, nu au mâncat, nu mai au putere, nu mai au energie, un soi de, așa de, hai să treacă și zilele astea, să scăpăm odată. Și părintele le-a transmis, ieșiți din chilie, mergeți și luați ceva de la trapeză, înțeles, de post, și apoi veniți în biserică să gustăm din slujbele de aici. Adică dacă trăim un post așa, încă o povară pe umerii noștri, vai ce greu, vai ce trist, începe postul mare, atunci nu știu dacă ăsta este Duhul pe care Dumnezeu îl binecuvintează. Din punct de vedere nutrițional, eu nu pot să mă pronunț dacă postul cu apă sau postul intermitent cărui se face, am văzut și eu în ultimul timp foarte mare reclamă. Nu știu ce beneficii are strict pentru trup. Din perspectiva noastră, a creștinilor, mai ales din perspectiva ortodoxă, postul nu se reduce doar la reținere de la anumite alimente, ar fi prea puțin, ar fi o cură de dezintoxicare. Dar nu acesta este rolul postului. Micșoresc cantitatea și, într-un fel, calitatea, să zic, de nutriență, cum să spun, de hrană, nu de dragul acestei asceze fizice, ci pentru a mă ajuta ca în loc sau dinpreună cu această nevoință, cum numim noi fizică, să mai punem ceva duhovnicește, dimensiunea spirituală a postirii. Niciodată părinții n-au pus atât de mult accent pe strict pe reținerea de alimente. Ziceau părinții, noi ne-am învățat să fim omoritori de patim, nu omoritori de trupuri. Un părinte sfânt, ca precum cuviosul Sofronii de la Essex, zicea, dă-i trupului atât cât poate să ducă el, iar restul atenției dă o dimensiune sufletești pe care ai dori ca în timpul unei perioade de postire, rânduite de biserică, așa cu multă înțelepciune, în perioada aceasta respectivă să ai mai multă apropiere față de Dumnezeu, da? Nu mai mâncăm atât de mult, atât de des, atât de îmbelșugat, hrană fizică, dar ne hrănim mai mult, știu și eu, cu Sfânta Scriptură, ne hrănim cu o carte, ceva mai mult. Trebuie să fie o diferență. O diferență între perioada de postire și perioada premergătoare sau după, în privința intensității lucrării mele duhovnicești. Dacă e doar reținere de la alimente, e puțin. Pe de altă parte, nici nu putem să eludăm dimensiunea aceasta. Că unii spun că, ei, treacă, meargă. Nu e atât de important asta. Nu poți să ai o activitate duhovnicească, o lucrare duhovnicească mai profundă, mai adâncă, mă iertați că zic, cu pântecele pline. Adică e și fiziologic explicabil, nu după o masă copioasă, da? Organismul este concentrat, nu știu, pe procesul de digestie în momentul respectiv. Nu te poți concentra să faci o activitate intensă, cerebral, intelectual, după o masă copioasă. În perioada aceasta de postire am putea să avem o postire digitală. Adică limităm, asta înseamnă să punem o predește, să punem program, nu știu cum să zic, seara de la ora, nu știu, 10, fiecare pune telefonul pe mod avion. Există aplicații foarte frumoase. Programezi dinainte și îți intră, nu poți să intri, s-a limitat accesul la anumite știu, programe pe care le ai. Nu e ușor, pentru că a devenit acum o soi de dependență. Telefonul este văzut ca o soi de prelungire a mâinii. Am observat și eu, și la mine am văzut și la alții, o nevoie care, de fapt, nu e nicio nevoie. Instinctivă de văzut. N-a mai venit, nu ai niciun semn că ai un apel, sau ai avut un mesaj sau ceva, doar să vezi, n-a mai venit ceva. Și dacă a venit, deci exerciții din acestea voluntare și uneori poate puțin deranjante, pentru că e altceva decât te-ai obișnuit, ajută.
da? Să stăm puțin deoparte, da? Nu îmi iau telefonul la biserică. Ce se poate întâmpla în acele două ore cât durează slujba? Când mă întorc în mașină, mă pot uita să văd dacă e ceva. Înainte când oamenii nu aveau telefonul la ei în buzunar, nu se desfășura viața pe mai departe. Dar să știți, eu am făcut exerciții, n-am avut semnal în anumite zone. Nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. Și dacă e ceva, vine și te anunță, bate în ușă, te trezește, ceva se întâmplă. Da? Deci, prelungirea aceasta a mâinii, a corpului care a devenit telefonul, e o problemă pe care o recunosc acum și specialiștii, nu doar așa din perspectivă duhovnicească. Și atunci, dacă e o problemă, atunci ce putem face, da? Ziceați de expunerea aceasta, bombardamentul la care suntem supuși atunci când mergem, nu știu, într-un mall sau atunci când privim la o emisiune de televizor, atât de multe mesaje, da? Mă iertați că vorbesc, eu nu am acces la televiziune, dar pot să am acces prin intermediul internetului dacă vreau să văd ceva. Și câteodată mă interesează o știre sau ceva. Deci este știrea principală. Burtiere, cred că îi zice acolo jos. Alte știri mai sunt, știți? Mai acolo breaking news, că mai vine câte ceva. Cum poate mintea aceasta săracă de ea să fie atentă și acolo, și acolo, și acolo, și acolo? După ce a fost o perioadă în care multitasking-ul era foarte în vogă, da? Oamenii erau angajați la HR, dacă cineva putea să facă mai multe lucruri dintr-o dată, era cumva considerat potrivit pentru un job sau altul. M-aș da seama că oamenii nu pot la infinit să facă multe lucruri dintr-o dată. Și trebuie să învățăm să ne educăm, pentru că altfel obosim foarte mult. Și atunci cred că perioada de postire este o perioadă prielnică în care să putem și să fim atenți la simțurile noastre din perspectiva aceasta, a limitării mersului în mall. Da? E nevoie chiar așa să ne facem ritmicitatea aceasta. Am înțeles că unele persoane nu se duc în mall pentru o nevoie numai decât să cumpere ceva. Pur și simplu să se plimbe. Și ce să vedem? Haine, bijuterii, să vedem acolo produse, nu știu, încălțăminte, așa mai departe. Dar toate astea sunt simptome a unui gol lăuntric pe care omul, sărmanii de noi, încercăm acest gol să ne-l umplem, dar din păcate nu cu ceea ce trebuie. Și ăsta e păcatul. Ne ducem acolo, am ratat ținta, nu ne-am dus de acolo și nu ne împlinim. Asta este, că nu, după aceea tot goi pe dinăuntru rămânem din păcate.